zis că e, și s-a luat de el. Păi și el mi-a zis că s-a luat. Nu ți-a zis așa, nu ți-a zis. A zis mi s-a luat, dar nu știu ce. Și după aia tu ai zis că ți s-a luat de el. Ce m-a întâmplat? Și ai zis că de-aia zi singură. Ok. Dar ne-am discutat aici. Ce să discuți, mă, fată, că el în continuare îmi găsește mie minusuri. M-am săturat, nu mai vreau. Ce se întâmplă? S-a mai dus o cunoaștere. Păi auzi, dar până să... Asta. Nu știu, am mai leșinat pe aici, eu. Pur și simplu, dacă nu mă simt ok, ce vrei? Păi de ce? Cum nu mă simt ok, frate? Pe bune, vii aici, ieri ne-am certat. Dar loc să vii cu mine în grădină să ne... Lasă că nu mi-amintesc. Nici eu nu mi-amintesc. În fine, nici nu mai contează. Și eu vreau să merg în grădină să vorbesc. El veni... A, pe întrebare. Veni Bogdan aici. Și eu vreau să merg în grădină cu el. Văzut pe Bogdan, gata, hai să facem un joc, ei, aha. Îi spusei, pe bune, asta vrei să facem? În astea 10 minute de la mea? Ei, lasă că avem mâine cameră și oricum stăm atunci. Scuze? Cum adică? Ne puserăm aici, Bogdan era aici cu Teodora și el stătea, îmi zicea, vină cu asta, te pup, să nu părem suspecți. Cum era mișto? Cum adică să nu părem suspecți? Gen să nu pară pe la ei și așa și... Dar irelevant, adică cum adică stai, lasă că avem mâine camere roșii, pe bune, 5 minute, e suficient pentru tine. Poate aveam și niște chestii de vorbit cu tine, de ieri, și nu era vorba doar de întrebarea, m-a și comparat cu fosta lui, ok? Când? Ieri. Băi, eram cu Teodora în grădină și mi-a arătat asta cartonașe și eu făceam cu în grădină ce mi-a arătat asta. Și eu mă uitam, dar nu făceam pe loc, eu mă uitam la el și așteptam să fac, m-am și certat cu Rebecca. Din cauza asta? Da. Dar i-ai explicat? I-am explicat, dar nu înțelege, frate, dacă nu înțelege. A, ea credea că faci joculețe cu ea. Da, și a început iar să arunce cuvinte și așa, nu. A, urât. Nu, mi s-a luat. Asta am discutat și eu cu Teodora la un moment dat de situația în care a fost ea în gală și nu înțeleg de ce Rebecca tot continuă pe subiectul ăsta și o deranjează atât de mult Teodora, pentru că, până la urmă, ea nu are nicio vină, ea nu a venit pentru tine, nu e interesată în momentul actual pentru tine. De tine. Și, da, în momentul actual de Anthony, da, nu e interesată Teodora și nu ar avea motive de ce să fie supărată pe ea, știi? Mă, până la urmă, trecutul e trecut. Cu toți avem un trecut. E treaba ei, frate. A zis ceva de genul, că el nu s-a mai simțit așa bine, că s-a simțit atunci cu fosta lui și așa, în condițiile în care fosta lui stă și mă vorbește pe mine prost peste tot. Stai, așa cum? Zis? Ieri, ce? Nu înțeleg. Așa, nu s-a mai simțit așa, așa cum? Interesat, sau nici nu știu cum era vorba. Și a început așa să mă compare, mie mi se pare că mai ales când fata aia stă și mă vorbește bine prost peste tot, pe live-uri și așa, nu stai să mă compar pe mine păi cu ea. Păi s-a comparat ca și cum că ea era mai bine? Nu, dar nu păi pui la aceeași nivel. Nu faci comparații, nu există. Păi nu trebuie să compari un om cu alt om. Și a comparat poate cum s-a simțit el. Ok, mie nu mi se pare ok. Acolo. Dacă cineva l-ar vorbi pe el prost, eu n-aș sta să-mi compar cu el. Dar poate nu okay? Știe că te vorbește ba, prost. N-are cum să nu știe. Că ei nu știe că nici eu n-am văzut. Tu mi-ai dat mie ăla. Pe amândoi, n-are cum să nu vadă. Ce? Ok? Că nu știu. Că... N-are cum să nu vadă. Eu n-am văzut în online decât ce aia tu. Mi-ai trimis tu. Nu e postat pe nicăieri. Mai etichetează și pe mine și cum i-au trimis mie oameni în privat, tot ăla s-o i-au trimis și lui. Fanpage-ul și așa, că mie un fanpage mi-a trimis. Care fanpage-ul ăla e fanpage și pentru el. În fine. Mie mi se pare deranjant. Sus, cum a ajuns să răscă? Sus, pur și simplu, îi zise eu ești mulțumit cum îți petrecut și ziua în casa fetelor, în loc să stai să vorbești cu mine, că v-am să vorbesc de chestii de care m-au deranjat. A, că tu alesești. Nu, ziceai, n-ai tu pe eu să-mi spui tu mie că eu așa alesești, că tu alesești și eu vreau să merg în grădină și tu mă întrerupsești ca să te prostești cu Bogdan, efectiv. Și zicei, recunosc sau nu că ai greșit? A, că n-am ce să regunesc. Și m-am întors și v-am să cobor spre scară și el îmi zise că mi s-a luat. Și zic eu și mie mi s-a luat de tine. Acum tu, dacă, să zicem, ar fi venit un fost de-al Rebeccai, tot așa te comportai? Da, stai, că e mult fost, că tu n-ai fost împreună cu Teodora. Da, nici nu, frate, mi-am bătut capul prea mult și am încercat să fiu pe toate părțile și nu... Să ajungă... Interpretează ea situația greșit. Să-i fie de bine. M-am săturat, zise, și parcă, nu? Acum a zis că m-am săturat. Păi, el zise că i s-a luat, zice și eu cum s-a luat de el.
Și care e problema? Da, el poate zice că i s-a luat de discuții, nu de da, tine. Da. Tu zici că de el. Și zise acolo că el deja s-a obișnuit și că de-aia până acum a vrut să se împace, dar acum că îi se de ce râde dacă... Și să că s-a obișnuit că tu mereu. Bun, atunci supărată. Nu mai are sens să ne chinuim dacă s-a obișnuit și eu sunt așa un om rău și așa. Poate stai și fără mine, care e problema? Sincer. De ce stranu? Ce? Nimic. Ce zisești? N-am curaj să mai zic. Vrei să te pui iar pe jos? Ai zis că this is drama. Nu. Nu, dar serios. Nu, se vede că nu ne înțelegem, nu tragem așa în gol degeaba. Da, poate, sunt uite, sentimente, dar e prea mult. Adică și cupluri, nu știu, cine mai e cuplu? Robert, Julia, au mai stat la masă cu noi, adică n-au stat mereu doar ei. Dar eu nu am o problemă asta, păi eu am o problemă că vreau să vorbesc. Eu vreau să vorbesc cu el. Pe bune și stai să... Nu crezi că este trage de la compleu ăla? Bine, nu e compleu, sunt două piese de la clipiciu de pe compleu. Adică? Să îi se tragă să ce? Râsul. Nu știu. Ce făcea el pe aici? Nu știu, mă. Poate de la ăla îi se trage. Știi că băieții când își mai schimbă sincer, haine, nici nu mai sunt... Adică mă așteptam, pentru că mi se pare că stăm pe loc. Nu știu. Că nu avansați deloc. Da, nu. E aceeași situație, nu mi se pare. Vezi că Teodora chiar e interesată de tine, să știi. La cât am discutat cu ea și pe treaba asta cu voi doi, mi se pare că chiar își dorește ceva cu tine. Frate, din păcate, eu nu am neapărat același feeling cu ea. A, deci nu simți momentul ăla de față. Știi care e chestia? Că încerc și vorbesc cu ea și, bă, îți dai seama că mi-e drag să vorbesc cu ea, că e o femeie inteligentă, frumoasă, mișto, da, 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 plină de viață. Dar nu există acel ceva ăla. Dar ai găsit ceva ce să te deranjeze la ea în momentul, păi, de față? Nu vreau să zic că m-a deranjat ceva la ea. Sau să nu-ți placă. Nu, poate a contat treaba asta cu Anthony, poate eu cu mine nu sunt bine, poate am eu probleme, poate că este... Uite, asta discutam și eu cu ea. Dacă te înțelege pe tine că ești prieten cu Anthony și dacă pe filtrul ai fi împreună cu ea, imaginează-ți, frate, să iasă Patrick în oraș, vrea să mă cheme în oraș. E un deranj, da. Dar nu vreau să mă focusez pe asta, pentru că fata n-a făcut nimic. Eu chiar cred pe cuvânt că fata n-a făcut nimic. Și pe tine te cred și pe cuvânt. Și vezi că a zis ceva foarte interesant, că dacă n-ar fi intrat Anthony în competiție și ar fi intrat doar ea, tu ai fi văzut-o pe ea cu altul. Pentru că n-ar fi discutat cu mine. A, probabil de asta, da. Exact. Păi cum aș putea să avansați dacă voi vă certați zilnic aproape? E, tocmai, înseamnă că nu ne potrivim, nu? Trebuie să fim maturi și să conștientizăm că nu ne potrivim. Nu, ați putea fi maturi să nu vă mai certați. Nu, dacă în continuare îți vine să te înseamnă cerți, maturitate. Nu, Virginia, dacă doi oameni se ceartă, poate înseamnă că nu se potrivesc. De ce trebuie scoasă asta din calcul? Dacă ne potriveam, nu stăteam să ne certăm atâta. Este foarte simplu. Pe bune, și nu are sens. Ce? Drama? Nu. Și ce? Toxic, mi se pare. Da, amândoi. Păi să iasă Isei la Antonie. Dar nu zic că greșește. Eu, Isei, dacă... Mie mi se pare că se potrivesc și eu zic ei că da, și că sunteți la fel și el, păi nu se zice că opusurile se atrag și zic nu tocmai pentru că un alt bărbat n-ar putea să fie cu Rebecca și nici o alt gen, mă rog, nu alt bărbat, alt gen, și nici alt gen de femeie cu el, pentru că e clar că nu și-ar accepta chestiile astea, adică n-ai... Hei, tocmai de-aia, lor le place la tine. Astea sunt chestii care, dacă rămân așa forever... Nu știu cine ar putea să te accepte. Păi uite, cineva ca tine. Păi și uite, cineva ca mine și ne certăm și ne... Ești conștient. Eu sunt conștientă. Dar că uite că Rebecca a zis că a obosit și obositor să te cerți. Păi și el zice că a obositor. Păi și atunci. Păi și atunci. El a zis că nu simte nimic pentru tine. Da, nici eu. Păi nu, poate că... din vorba de simțită. Pur și simplu, tu le-ai înțeles altfel. Așa. Că probabil îți faci rău tu. Că uite, dacă aveți interacțiuni și așa. Și
că el așa e cu toată lumea, okay, că tu o să le înțelegi greșit și nu e mai rău pentru tine. Că uite, te gândești la hotel, să rămâne gândul la el. Și am zis, ce tu nu ai avut? Că ei ziceau că nu ai gestionat tu bine situația. Gagea zicea că, domne, că ți-ai arătat adevărata fața aici. Și am spus, da, poate în trecut a făcut la fel și a spus că nu. Și am zis, păi, poate atunci avea sentimente, acum nu mai avea sentimente. Și s-a dus către Patrick, dar n-a știut cum să gestioneze situația pentru că nu a mai întâlnit. Nu, că asta spuneau, că nu le-a plăcut cum ai gestionat o situația cu Gagea și cu Patrick la început. Și am spus lui Patrick că... L-am întrebat dacă și el a simțit ceva la început și a zis că a fost doar atracție fizică, atât. Că îl incitai. Eu n-am mai zis până acum că doar să ne certăm. Că eu bășor nu știu ce zice, că s-a săturat sau bine. Păi, bun, și atunci ce mai vrea de la mine? Dacă eu sunt așa om rău dar și acum se pusă pe... Ba da, lasă-mă că știu eu ce-mi zice mie aici pe canapea. Ce, că ești om rău? Nu, frate, dar tot, mă scoate, sublinează minusuri. Dacă sunt așa un minus, lasă-mă și că zice pe alte, e foarte simplu. Păi pe bune acum. Pe cine? Ia, recomandă-i o fată din casă. Nu e niciuna. Cine crezi că s-ar potrivi caracter că ar putea să stea cu Anthony? Niciuna. Păi mei, poate să intre Francesca, cred că l-ar...